Radu Tudor, ipotez exploziv, după publicarea protocolului secret dintre SRI Parchet. Serviciul Român de Informații a publicat vineri pe site protocolul de colaborare cu parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație sublinierei Justiție pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securității naționale. Radu Tudor a spus, în emisiunea Obiectiv, ce după desecretizarea acestui protocol este de datoria altor instituții ale statului, CSM, Comisie de Control al SRI, Ministerul Justiției, semnear punctual pe modul în care au fost făcute dosarele i se vad în ce măsură acest protocol a fost folosit pentru a încălca anumite prevederi ale Constituției și ale legilor RI. Studiez acest protocol din momentul în care a fost publicat, încerc să vede în ce mod au speculat oamenii lui Traian Băsescu, echipa aceea, prevederile acestui protocol, pentru ce lucrul acesta s-a întâmplat indiscutabil. Avem chiar cele mai vizibile și spectaculoase cazuri, unul este chiar cel al actualului director SRI, Eduard Hellevig, care a făcut obiectul unor informări ale fostei conducerii SRI ce 3 ani de acolo au rezultat o mulime de probleme pentru Hellevig și familia sa. Avem și cazul președintelui Klaus Iohannis, în momentul în care acesta era primar de Sibiu, care era alături de PNL și PSD, iar dacă Geoan ar fi câștigat alegerile era virtual prim-ministru, arată Radu Tudor, la Antena 3.